Ne-am întors la LPS. Proiectul meu cu părinte, copil din lumea sportului, copilul, s-a nimerit astăzi să fie și tatăl și părintele venitor din lumea sportului. Cătălin Cighir, domnul profesor, domnul director de la LPS și fiul David. Arbitru de Liga 3. Domnilor, dați-i cu putere, e rândul vostru acum. Da, în primul rând îți mulțumim că ne-ai introdus în proiectul tău, să spun așa, proiectul tău de suflet. Ce pot să spun? Eu, ca părinte, îți dai seama că sunt mulțumit și mă mândresc de faptul că fiul meu a urmat oarecum tatăl, să spun așa, din prisma arbitrajului și faptul că a reușit să, anul acesta să fie arbitru de Liga 3 pentru el. Un lucru foarte bun, probabil cu sperăm să fie și extrem de serios să facă pași pe un eșalon cât mai sus. În rest, ce pot să spun? Sunt tot la fel mândru că este și student, își va continua studiile. Hai să lăsăm pe David, da. Domnul director ne fură minutele aici, noi suntem limitați cu timpul, că internetul ăsta fiind nelimitat, nu ne permitem noi să mergem chiar la infinit. Mai sunt și alte nebunii de postat acolo. David. Mulțumesc și eu pentru invitație. Chiar sunt eu fericit pentru că am promovat anul ăsta. A fost un drum lung. Am muncit, cred că undeva la 2 ani. În primul an a fost complicat. Că... Adică ai dat examen, s-a dat examen? Da, s-a dat, dat fizic, anul trecut? Teoretic și anul trecut, numai că anul trecut ne-am oprit la un punct. Am ieșit și eu și... unul din colegii mei. Ați fost doi băieți de la Buzău? Da, doi am rămas și anul ăsta la fel, tot doi am rămas, doi asistenți. Am dat probele de 5 ori, dacă nu mă înșel, testare fizică-teoretică, fizică-teoretică, de 5 ori într-un an. Adică trebuia să fii pregătit la maxim ca să poți să treci mai departe. A, deci nu era suficient să iei odată testul fizic, peste 2-3-5 săptămâni dacă intrai prin te mai încerca odată. Da, dar dacă intrai prin concurs de dai odată și nu mai ajungeai la metru și intrai direct. Noi am fost prin programul Cavalerii Viitorului și am ajuns până la meciuri. Am avut două meciuri, iar după meciuri... A, inclusiv meciurile făceau parte din examen? Exact, exact. Adică puteai să pici la meciuri. O vremea mea, acum 1000 de ani, un pic mai simplu. Îți trebuiau banii pe care trebuia să-i dai la București. Acum, cinci teste fizice, Dumnezeule mare. Deci trebuie să fii pregătit. Bine, testarea fizică n-a fost o problemă. Adică la testarea fizică mă descurc. Că pot să alerg. Problema a fost teoria. Că începea din ce în ce mai... Faceți dumneavoastră, da? Că îl fac și eu pe al meu. Bine că mi-am dat seama. Zi, da. Începea din ce în ce mai greu și din ce în ce mai ușor și se ducea în ce în ce mai greu. La testare teoretică. Când am ajuns la curs, unde a fost testare video. Colegul tău, deci ați intrat amândoi? Da, ați reușit să luați examenul anul ăsta? Asistenți. Asistenți, da. Bun. Când am început eu am început în 90 să arbitre și am arbitrat în 97. Cu tati m-am jocnit prima dată pe terenul de fotbal, el fiind portar la Gloria. La Gloria, da, jucai, da, tu, da, în grupele Gloriei. Și eu eram tot la fel un arbitru, dar pe vremea mea începeau la 18 ani, au început la 14 ani, 30, fără un pic, 13 și un pic. Deci au început să caute să întinerească un pic lotul. Acum știu pentru că e 14 sunt, ani. Da, sunt arbitri internaționali pe 27-28 de ani, nu? Așa, da. Deci acum mult vârsta de selecție, da, 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 da. Arbitraj, cum de altfel și vârsta de selecție în sport a coborât foarte mult. Dacă erau sporturi specifice, gen gimnastică, în notul unde vârsta era... Mică și da, pe la 18-19-20 de ani erau bătrân. Erai deja la senior la 18-19 ani. Se pregăteau de retragere exact, la 20 de ani. Acum, inclusiv la sporturile de echipă, a coborât vârsta la 4-5 ani. Vârsta de semnă. A, deci voi la LPS puteți să aduceți copii care să aibă mingea până la brâu sau... 4, 5, 6, 7 ani? Avem grupă de 2019 și 2020. Copii născuți în 2019 și 2020. Stai un pic, era pandemie atunci. Când au făcut copii? Atunci. Chiar atunci. Și sunt foarte mulți. David, peste vreo 10 ani, când o să fie la Superliga, la Liga 1,
o să aibă dintre copiii ăștia născuți în pandemie care vor să se apuce de arbitraj și o să-l aibă pe el drept model și o să spună de ce vă apucați de arbitraj, măi, copilași de 13-14 ani? Pentru că este un nene de la Buzău care i-a dat cartonaj roșu lui Olaru sau nu mai știu cui acolo. Nu? Da, ar fi super. Ar fi... Mare, da. E mult de muncă. E mult de muncă. Da, bun. Acum mă gândesc că pe vremea noastră, da, îi spunea și un pic talent, nu știu cât talent ar trebui să ai la arbitraj, mă gândesc așa, să te adaptezi un pic printre ei, cred că diplomat, și un pic, da, de diplomație, de să te strecori un pic prin, să-i le citești caracterul, să știi cum să vorbești cu... Da, dar până la urmă degeaba ai talent dacă nu te și pregătești. Oh, absolut, asta deja am înțeles-o acum 10 minute când ai spus de 5 teste fizice. Cu școala? Ce școală faci? Sunt student la Politehnică, la Automatici Calculatoare, acum am trecut anul 4, mă pregătesc de licență să termin, după master și după aia voi vedea ce și cum. Bun, domeniul ăsta, tehnic IT-ul ăsta, pare să fie în vogă, da. La modă, lumea să tehnologizează, e deja atât de robotizată, tehnologizată, încât nici nu ne-am mai mirat. Ca peste vreo 10, 15, 20 de ani tu să stai în camera var și să fie nu știu ce avatar la centrul terenului. Da, au evoluat lucrurile, poți să știi ce se va întâmpla peste 10 ani. Nu știi cum. Inclusiv în domeniul vostru, al antrenorilor de fotbal, e posibil să aveți cine știe ce avataruri, cine știe ce chestii, cine știe ce tehnologie care să învețe copiii cum să dea curistul cu exterior, cum nu știu cum. O să rămâi surprins și scuze-mă că te întrerup. Mă gândesc așa cu groază, să spun așa, când va fi un profesor. Avatar. Acum mă gândesc că o să se ajungă 100% și la așa ceva, că o să ajungă la actor, avataruri, o să ajungă la politicieni avataruri. E clar că tehnologia o să se dezvolte și o să evolueze. Tot ce vedem în filme sau ce vedeam acum 50 de ani, astăzi sunt pe stradă. Da, e adevărat. Mașini de poliție, drone, taxiuri zburătoare. Poștă. Pe asta cred că se întâmplă prin Japonia, acolo, cu mașini zburătoare, drone. În Dubai, din 2017, când am fost în Dubai în 2017, sunt mașini de poliție, dronă. Salvări, deci ambulanțe, se transportă organe de la un spital la altul, de pe autostrăzi s-a întâmplat accidentul, pescuiește, îl pune la rece, l-a și trimis în 10, 15, 20, 30 de minute de la spitalul respectiv și a și plecat și bagă în sala de operație pentru transplant. Da. Domn director, ce facem cu copiii? Am văzut o tonă de copii pe teren. O să și ieșim la un moment dat să filmăm și afară. Ați avut antrenament un pic mai devreme? Da, am avut antrenament cu grupa mea de 2011, am și o grupă de 2019-2020. Pitice atomici? După amiază. Avem copii, spun eu, destul de mulți la grupele mici și cu calitate. Reorganizarea formei asta pe care Federația vrea să o facă la nivel de copii și juniori, a trebuit să facem și noi reformă, în sensul că am fost foarte atenți și la selecție, am fost foarte atenți și la modul de a antrena, am fost foarte atenți și la modul cum te comporți cu copiii și toate a trebuit să ne adaptăm, da? După noua societate, filozofie, da? Filozofie, noua concepție a Federației și se pare că a dat roade și avem copii suficienți de mulți, zic eu, și buni și o să vedeți la grupele, zic eu, de la 2010, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, chiar și 16, o să vedeți și rezultatele muncii noastre după noua formă de reorganizare și strategie și filozofia liceului program sportiv. Din copiii ăștia de la 2008-2010, alegeți sau ochiți și copii care ar putea să meargă spre arbitraj, le dați și opțiunea asta să-și aleagă sau să urmeze cursurile școlii de arbitraj, poate la handbal,
poate la fotbal, de ce nu, poate, nici nu mai știu, sunt alte sporturi unde poți face la Buzău cursuri de arbitraj? Da, avem o colaborare cu Asociația Rusiană de Fotbal, da. La clasele de vocațional, handball și fotbal, la clasa 11-a, există un curs opțional care se numește arbitru de la clasele de fotbal. De fotbal, la clasele de handball, de handball. Ah, deci pot opta ei, ai făcut special. Aici, tu, tu unde ai făcut liceul? Eu am făcut HD-ul. Tu ai făcut HD-ul, era da, absolut logic. Aceste cursuri le, le dă un, o alt, un alt orizont, uh-huh. Da? Ambele le mai dă o opțiune, de, adică care... nu te dezvolți suficient ca sportiv, nu poți să ajungi profesionist la un moment dat. Și instructori sportivi și au și opțiunea arbitru sau și fotbalist. Adică au mai multe orizonturi, au o, o altă deschidere și atunci ei își aleg. Dacă undeva, eu știu, la sfârșitul clasei a 11-a, deși e cam târziu din punctul meu de vedere, nu, nu se hotărăsc în ce direcție o iau, să apucă unii de arbitraj. Din punctul meu de vedere, un pic mai târziu, tocmai discutam că vârsta de selecție pentru arbitraj a coborilor la 14 ani, ei deja acolo au cam 16-17 ani. Mă rog, am văzut chiar săptămâni, acum două săptămâni, un arbitru care s-a apucat destul de târziu de fotbal, foarte talentat. Nu știu numele să dau, dar foarte talentat. Chiar vorbeam și cu, cu David și îl întrebam și spunea că are un an și ceva este arbitru și... Poate o să ajungă un pic mai târziu, dacă și calitățile, munca, talentul, calitățile, seriozitatea, viața, soarta, îl duce, îl duce spre Liga 1 sau internațional, da, poate ajunge da, mai târziu un pic și are o carieră scurtă acolo sus. Da, da, da. Asta e limită de vârstă. Adică noi avem acum arbitri care s-au apucat la 27 de ani. Ce să mai promovezi la 27? Au jucat fotbal probabil și au dat seama că nu se pot dezvolta suficient. Și arbitrajul târziu la 27 de ani, chiar târziu. N-ai. La 29 de ani e ultima șansă. Ca să fii în lotul de Liga 3-a. Da. La ce, adică până la 29 de ani poți da examenul ăsta să promovezi în Liga 3-a. Da, știu că era o limită ori de 8 ani de zile plus încă 2 ani de rogare, sper să nu vorbesc prostii, sau până la 29 sau 30 și un pic am mărit limitele. Te apuci acolo de arbitraj, rămâi toată viața la Liga 3-a, 4-a? Și aia, dacă îți place... Liga 4-a poți să rămâi, dar Liga 3-a... Liga 4-a, am pus să zic Liga 4-a și a 5-a. Da, da. Da, rămâi la județ toată viața și asta e. Dacă îți place să o faci, poți să o faci și la județ fără nicio problemă. Deci este un hobby, nu e o meserie. Da, 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 până la urmă, urmă e ceva extra. Sunt puțini arbitri, probabil că doar internaționali, care pot să trăiască efectiv din baremuri, din, din salarii pe care îl primesc acolo, nu? Pentru că mă gândesc că cei de la Liga 1 cu 1000 de euro, dacă nu mă înșel? Undeva la 6000 de lei, dacă nu mă înșel. Așa? Arbitri. Și nu ai etapă de etapă, ai cam o dată, îți trebuie totuși un job. Serviciu, da. Îți trebuie un serviciu, nu poți să zici că ești arbitru profesionist. Da? Când ajungi FIFA. Pe plan internațional, FIFA, atunci poți să renunți la serviciu și să te dedici. Nu prea mai ai timp atunci, dacă ești, de exemplu, să fii de top. Ești de top, primești un meci prin Polonia, unul prin Arabia Saudită, două pe lună în România, mai sunt examene unul pe lună, trebuie să te și antrenezi, da. Probabil vii la programul ăsta de două antrenamente zilnic, pe care îl fac profesioniștii. Da, da. Ai jucat și fotbal? Am jucat foarte puțin, cred că un an. N-aveai talent? Nu, am zis ce mai bine cu școala, tot portar. A, deci portar. I-ai zis tu să... Nu, mi-a plăcut portar. Da? Hai, de obicei, la mine, la bloc, portarul era cel mai slab din câmp, hai. Și cel mai gras. Și eu mai eram... Gras nu, dar eram praf în câmp. Și atunci, Georgica, să nu ne încurci, stai acolo, că poate să lovește mingea de tine. Așa era și în cazul tău? Sau îți plăcea? Îmi plăcea în poartă, știu că făceam... Da, deci nu te trimiteam copiii. Știu că făceam și antrenamente cu portarii, cu Naion Ioniță. Da? Da, da, da. Și cu domnul Barbu, care a plecat prin Arabia Saudită sau unde-i plecat. Îmi plăcea în poartă, nu știu. Era, știu că eram față în față cu ultimul jucător. Unde făceai? Unde ați făcut? La Gloria sau la ceva? La cu portarii sau nu, nu, la ce club? La CFS Buzău. A, erau aici? Aveai... Da, la Romica Stan. La Romica Stan, da. Romica 2002, da. A, deci ai avut în grupă cu cine? Cu copilul ăla care...
Da, 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 cu Vali Dumitrache. Cu Dumitrache, cu... da, dar nu-mi dădea numele, da, cu prin ce vreau să zic. Era mai mare decât tine, cu un an? A, mai mic, cu un an sau doi. Are apucat să te lași și vreau din spate. Eu nu l-am prins. Am arăsat să-mi prin clasa 7-a, 8-a. Tati, cu sprijinul, cu echipamente, cu fluiere moderne, a adus ceva din Germania, a venit cu una... De arbitraj nu. Dumnezeule! De arbitraj nu. I-a luat înainte să plece, a zis să nu îngreuiesc bagajul, a zis, îți iau înainte... Că cred că două cartonașe, un set de cartonașe. Le-a primit eu. În Germania. Le-a primit și le-a păstrat. Da. V-au dat vouă... ceva, seturi din astea de aminte? A, nu, sigur. Nu, mă gândeam că ați primit așa, gen pachete din alea... Da, dar da, nu aveau cartonașe. Oricum, experiența de la Euro frumoasă. Frumoasă. Noi vorbeam înainte de Euro, da, și... Da. Și uite că chiar a ieșit bine. A fost frumos, a avut ce emulație, ce... Eu zic că mai frumos suporterii decât echipa asta, ca să fie răutăcios și... Căutători de nod în papură. De emulații vorbeam. Da, da, da. Deci da. Suporterii fenomenali. O împingere, un sprijin din spate. Și au arătat lumii educația bună pe care o au românii. E logic că au venit deci, oameni cu nivel material și de cultură un pic peste medie. Nu toată lumea își permitea. Extraordinar ce au făcut românii și nu numai în Germania, în toată România. Absolut, absolut. În toată absolut, România. Absolut. Deci cu așa o educație. Eu am fost în ziua fiecărui meci prin centru respectivul. Da. Deci ți se făcea pira de găină. Da. Să fi văzut cum se comportau și cum să, doamne, cum susțineau și ce. Fenomenal. David, tu ai stat acasă? Am văzut și tu coordonai mișcările tati de acasă cu cazări, cu una alta, cu trasee, cu plimbatul în oraș. Nu, ăla cred că și le-au făcut ei, adică nu m-am implicat eu. Nu aveau nevoie de tine? Zine ce autobuz luăm de aici, ce tramvai, unde coborăm, la ce stație? Cred că le-a cam deja pe ale lor acolo. A fost și un arbitru acolo? Ișvan Kovac a arbitrat doar un meci. Mie nu mi s-a părut atât de catastrofal cum l-a catalogat presa de specialitate, deși asta cu specialitate, deși mie jenă la ce greșeli gramaticale și la ce greșeli de exprimare văd pe toate site-urile astea centrale. Mie mi-a plăcut cum a arbitrat Kovac și ce meci al naibii de greu a avut Cehia cu Turcia. Cred că am avut unul înainte, dacă nu mă înșel, în afară de ăla, cu Cehia cu Turcia, dar cred că a fost al doilea. La da? În capul meu a rămas ăsta. Meciul ăla a rămas la toată lumea în cap. Da, pentru că e recordul cartonașelor galbene, dar la ce meci în 5 și la ce bombă de adrenalină a fost în cele două echipe pentru calificare, nici n-avea cum să iasă altfel. Da. Ai exemple? Ai modele de urmat așa din lumea asta arbitrajului sau? Ca arbitru de asistență mă uitam la Sebastian Gheorghe, la Octavian Șovre, Vasile Marinescu, cam cine-s top în brigada lui. Adică au ochiul ăla care se plimbă spre dreapta de unde pleacă pasa și ăsta pe linie? Vă trebuie ăștia două direcții întotdeauna? Da, clar. Cel puțin mă uitam la domnul Sebastian Gheorghe la un meci de Liga 1, ridicase un offside, fusese la limită, offside, adică cu ochiul uman greu de văzut, aștepta decizia VAR atât de liniștit era, știa 100% că a fost offside. Deci al șaselea simț al arbitrului. A simțit-o. Da, da, da. Are ochiul care se duce spre pasă și cu ăsta are linia în permanență, da. Mult timp am arbitrat și eu la linie. Absolut, absolut. Și eu când am început, multe meciuri la linie, la seniori, la copii aveam arbitrat la centru, nici nu știu dacă erau brigăți complete cu câte doi tușieri, foarte puține meciuri. Foarte, da, erau puțini, da, puțini. Erau și puțini și nu erau specializați. Și nu erau specializați, absolut. Adică, da, 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 da. Și
te cam osticai așa când te dădea la linie, aoleu, nu pot să am și eu răspundere, să mă dau cu coș printre ei pe acolo. Bine, și noi deci... la câte suntem, facem și centru și linie. Bun, asta. Dar la Liga 4 arbitrezi și la centru? La Liga 4. La Liga 4, deci la Buzău, arbitrezi, faci specializarea ta de linie. Și sunteți obligată compactă? Mergeți numai voi ai voștri? Nu, vă combinați. Acum, de obicei, am văzut că majoritatea meșilor s-a întâmplat. Le-am primit numai cu Pentiu Alexandru, datul care am promovat. Uh-huh. S-a întâmplat, cred că, vreo 4-5 meciuri la rând. Dar în rest, vă combinați cu alții oameni din colegiul. Mă gândeam dacă sunt totuși o brigadă compactă, dacă nu să înțeleg un pic mai cum sunt oamenii la handball. Ai văzut că ei încep să crească cu... Poplu. Nu, aici Comisia Centrală de Arbitri la Liga 3-a îi leagă, iar la județ Comisia Județeană de Arbitri. Îi leagă în funcție și de meci, probabil, și de... Mă rog, au anumite... Se pot învoi, pot să fie liberi, unii pot primi delegări la Liga 3 și atunci sunt liberi pentru Liga 4, depinde și de asta. Am văzut o chestie și să-mi spui părerea ta. Începând din sezonul ăsta, în Anglia, au un formular de completat. Cu ce echipă simpatizează de mici copii? N-am auzit de asta. Mm-hmm. A început Premier League în weekend. Și toți comentatorii la toate 3-4 meciurile au venit cu chestia asta. Și cine trebuie să le completeze? Arbitrii? Arbitrii, fiecare în parte, completează la începutul anului echipa cu care a simpatizat, să știe, sau legături comerciale, sau poate are vreo firmă care vinde nu știu ce. Și la mea, și la județ, asta cu legăturile de la business. Da, dar de simpatizare? Nu. Ei, în Anglia au în formularul lor de completat la început de an, e și chestia asta cu echipa cu care au simpatizat de mult, de mici copii. Și dacă de mici copii au simpatizat cu vreo 7-8 echipe, ce fac? Ei, probabil că... Nu, mă gândesc că la cea de bază. E greu să fi fost și stelist și, din și să ții și cu Târgu Jiu și cu Bucovina Suceava și încă vreo două din Liga a doua. Adică, probabil țineai cu a ta din județul tău, nu? Cum ar fi Buzău. Și mai țineai cu una de la București. Fiți Steaua Dinamo, ceva de genul, nu? Mă gândesc că cei din Manchester e greu de crezut că au simpatizat vreodată cu Liverpool sau cu Arsenal. Da, da, da. Ei știu că au ce echipe nu pot arbitra, de exemplu. O formulă de interes. Fiind eu... Director la LPS, El a spus că nu poate arbitra LPS Buzău. Dar altă echipă din Buzău? Da. Pot arbitra, da. Sunt astea Liga Elitelor unde voi merge să arbitrați? Nu contează că e Metalul sau că e Gloria sau că e... Metalul, spre exemplu, Gloria ar putea să ne dea, dar dacă joacă Metalul cu altă echipă, nu ne dă. Cum nici n-aș putea adică să Metalul cu Focșani sau cu Craiova. Da. Cele două din Buzău îi pot da pentru că în derbi local. În derbi local. Dar ai văzut că totuși la Liga 2, la Liga 1, sunt arbitrii bucureșteni care arbitrează echipele. Acolo nu vreau ce se facă, că în București sunt 5-6 echipe și mulți arbitri și 5-6 echipe. Ar fi curna să ne arbitreze deloc în București. Să-i țină doar pentru derbiurile bucureștene și în rest să aibă un meci pe lună sau două meciuri când combină Botoșani cu Hermannstadt, să zicem. Da. Să trimită bucureștene numai la chestia asta. Îl sprijinim? Să ajungă un arbitru bun? În primul rând, datoria noastră să sprijinim că este copilul familiei și trebuie sprijinit. Orice ar face în viață, orice și al lege, trebuie sprijinit, nu? Ai copil, nu? Îl sprijin? Orice ar face. Este datoria ta de părinte să-l sprijin copilul. Siguranță să-l sprijin. Dăm telefoane la federație să-i dea 2-3 meciuri, să-i dea Steaua Dinamo, să-i dea Craiova Urziceni, să-i dea Oțelul cu Târgu Jiu, nu știu. Îl sprijinim, nu intervenim. De rabin. Am spus că îl sprijinim, nu intervenim. No, dacă o să ajungă la un nivel, o să fii pensionar și cuvântul tău nu o să mai conteze cine știe ce. Să vezi că așa stau lucrurile,
că îl sprijinim și nu intervenim. Că în primul an a picat examenul. A luat. În primul an a picat examenul. Nu, a luat prima etapă. A luat prima și a picat în a doua. A picat în a doua. Da? El îl spunea că ai probă scrisă, probă practică, scris, practic, scris, practic, în 5 etape. În etapa, în a doua, a treia, a picat. Deci îl sprijinim, nu intervenim. Pentru că mie mi se pare mai corect să-ți câștige singur locul. Plus stima de sine, plus încrederea lui că poate și că e acolo cu forțele lui și cu pieptul înainte, nu? Cei sprijiniți prin împingere forțată, la un moment dat clachează sau frustrarea aia că de pe lângă ei o să înceapă lumea să vorbească, să... E băiatul, face... Păi, tocmai asta au și zis, cum mă, tu n-ai luat? Da, care e problema? Nicio problemă. Și examenul de conducere îl poți pica de 2-3 ori, că nu e nicio rușine. Exact. Ești... E când ești pregătit cel ei. Corect. Și așa mi se pare normal. Pici trei examene, lei în al patru, înseamnă că atunci ești bun și ești ok să, să te apuci de treabă definitiv. David, pe ei, pe mama lor. Hai, să fii arbitru. Și să arbitru. Suntem deci pe terenurile voastre de la LPS. David, ai arbitrat aici? Am arbitrat și aici, da. Pe grupe de under 13, under 14, adică fete. Pe terenul... Mare? Pe teren under 13, under 14 e aproape tot terenul, e undeva până la această linie. Uh-huh. Iar la fete under 17 pe tot terenul, da. Cum e, cum te simți, cum... Nu știu, care e senzația? Eu vorbesc de un copil care a arbitrat cu 30 de ani în urmă. Nu știu azi cum e, deși îmi place, mă uit câteodată la televizor și mă gândesc... Parcă să dai un faul într-o lume care, parcă să ridici un offside care e atât, nu știu. Te simți, nu știu, împlinit, să zic, depinde și câte persoane în spate. Că acum una e când arbitrezi la Siriu cu 30 de persoane care te mai și scuipă, alta e când arbitrezi la, nu știu, la Liga 3, când ai 5-600 de persoane, poate 1000. E altă senzație, alte emoții. Bun, acum din aia 30 de nebuni... Mă gândesc că dacă îi înmulțești cu 10 la Liga 3, devin vreo 300 care protestează la offside-ul la milimetri cu care îl simți. Acolo, dacă protestează, protestează degeaba. Ai poliție, ai pază, ai pompieri, ambulanțe. Și acolo e greu să ajungă până la tine. La județ, a sărit gardul. Ce sfaturi i-ai dat? Când s-a dus, nu știu, undeva, la habar n-am. Unde s-arbitrează greu în Buzău? Cred că Siriu. Pe vremea mea, Siriu? Da, Balta Albă. Acum 1000 de ani era poșta că nu era Mărăcină. Era Zărnești, da. Parcă... Da, ideea este... Să știi că nu era nu, Zărnești, Zărnești. A, Zărnești, da. Ideea este că dacă a reușit să treacă peste aceste meciuri unde spune el că s-a simte un pic de presiune. Da, simte un pic de presiune, cum spui tu. Înseamnă că e pregătit să facă pasul mai departe. Că nu oricine poate să treacă peste momentele astea. Sunt mulți și știi că ai arbitrat, să lasă. Nu mai vin, mă, pe ce? Mă duc nu știu unde să mă amenințe. S-a primat pătușă în spatele lui și atunci l-a terorizat. Dar dacă s-a întâmplat, ai avut experiență am avut de asta? Un moșulică la maxim, a stat cu bățul lângă mine tot meci. nu puteam să trec de ele, era se enerva, nu neapărat, că nu avea cineva, că avea 80 de ani, avea ținea bățul la mână. Știa când să spună să ridici sau ridicai tu din proprie inițiativă? Când ajungea mingea la oaspe, striga. La voi cum e, Cătălin, la copii? E presiune? Nu, la noi la LPS nu avem presiune, pentru că nu pune nimeni presiune pentru rezultate. Pe noi obiectivul nostru este să creștem frumos acești copii, să facem în primul rând educație, pentru că suntem cadre didactice, mai suntem și diriginți la unele din clasele, colegii mei sunt diriginți la, de obicei la clasele pe care le antrenează. Pe noi în primul rând ne interesează să creștem acești copii frumoși, să aibă o educație și ca bonus, să spun așa, să ajungă și fotbaliști. Deci faptul că îl strigă, băi, hai, hi-hu, voi după margine sau la ședințele voastre
le zice să adreseze, nu știu dacă cu domnul, dar acum am văzut că se practică adresarea cu ref. Acum sau doar străinii o spun pasta cu... Am auzit o pasta cu ref. Unde am arbitrat... Hai să zicem că totuși în prima ligă, nu? Unde sunt foarte mulți străini și folosesc apelativul ăsta... Mai sunt și pe la tineret care sunt străini și mai apelează cu ref. Uh-huh. Puțin, dar sunt. Da, mă rog, acum... Protestele... Noi ne dorim să nu dăm... mă rog să spun așa în ghilimele, indicații arbitrilor, treaba noastră să dăm indicații copiilor pe care îi pregătim. Ce treabă avem noi cu arbitraj? Să nu protesteze. În direcția asta încercăm să ducem educația, să vadă strict de joc, ne avem presiune. De ce m-aș adresa arbitrului? Oricum, complicat știi? De crezut că mai întoarce cineva o exact. Decizie. Exact, asta voiam să spun. Știi foarte bine. Apoi era fault și dacă asta eu protestez, mai întoarce decizia? Hai că vedem la doar la VAR. Fazele cu VAR se mai pot întoarce. Cele fără VAR e greu de crezut că cineva îl convingi tu prin trei proteste că a atins-o și că a ieșit out sau că n-a atins-o și că a dat corner. Exact. E de domeniul fantasticului să vezi un arbitru că întoarce decizia la nivelul ăsta al protestelor. Sau cum mai e la noi, cum mai zicem, când arbitrăm și vine un antrenor la să protesteze la noi, noi avem o vorbă. Momentan noi arbitrăm, acum dumneavoastră sunteți antrenori, noi dăm indicații arbitrului, dumneavoastră jucătorilor, adică nu vă băgați în domeniul nostru. Absolut, fiecare să profeseze ceea ce știi, ești pregătit să antrenezi, ți-ai luat diploma, ți-ai luat medaliile, ți-ai luat toate calificările necesare, fă-ți meseria cum trebuie. Și dacă suntem și pedagogi buni și psihologi buni, ajunge și la o... civilizarea jucătorilor care nu să mai strâng grămadă pe arbitru, pe tușier, la fiecare decizie contra echipei sale, că dacă fluie contra galbenilor, vin galbenii 3-4 ani și cu mâinile pe sus și incită publicul. Și parcă nu mai e așa, parcă nu mai e chiar așa, adică lumea a evoluat, educația parcă a făcut pas spre înainte, nu mi se pare că mai protestează la fiecare decizie. Oamenii au început să înțeleagă, dacă noi reușim să educăm copiii ăștia, cu siguranță ei vor veni la senior și atunci merg în direcția asta. Adică, pentru partea a doua. Mulțumesc o dată. Hai. Mulțumim, Vali. Bye.